Bună dimineața! Uite, Alexandru, bucurie mea e venind de România. Tu ești cel care ți-ai propus să faci lucrurile pe frumos. Bine, ești propus să fii la capul pe frumos. Și anume, trebuie să reușești ca să faci asta. Trebuie să te bați foarte tare. Ești de-abia un elev, la 17 ce-ai propus ca pe moldoveni și vrei să faci un lucru spectaculos. Ai ajuns la profesor online. Este o mare bucurie. Tu ți-ai dorit asta de ani. De 3 ani de zi. Ia povestește pe scurt, dar cum mai descoperi și ce ai reușit să faci. Deci eram practic la școală, nu înțelegeam aproape nimic. Înțelegeam, dar vedea să fac. M-am pus pe internet, așa, pe greșeală și am dat cineva. Și gata, m-am cucerit și am fost timp. Am învățat, practic, materie de la zi, grație. Bine, super, spui, este spectaculos. Acum, vreau să spun... Dar sunt 10 ore, practic, dormite pe zi, stăteam până la 3 de noapte, caieță lumină. Uneori chiar și scria, memorizam în cap. Extra, extraordinar. Deci vezi tu, așa cum ai reușit, tu trebuie să-i convingi și pe moldovenii tăi. Pe cei care sunt în generație, care sunt acum, tu faci un lucru spectaculos, am înțeles că acum, după de asta, vezi că alții duci la școală după școală, te duci și faci chestia asta. Tu ești chiar angajat într-un fel. Chiar profesor. Chiar profesor ești, este extraordinar. Deci ai convins pe ceilalți că tu ai ceva de spus. Da? Ei tot ceva minunat, ceva diferit de sistem. Față de ce se întâmplă sistem. Îi înveți pe cei cu care stai tu de vorbă, am să te rog ceva, faci un filmuleț prin care arăți cum se poate învăța cu prof online, da? Deci, ei nu știu să facă chestia asta. Bă, la mine se ascunde... Ei nici nu știu de undeva. Eu, prima dată când am dat la colegii, cu multe m-am întrebat, dar de unde ai învățat? Cum ai făcut? Ai nevoie să vă dau link-ul. Rog. Dar nu toți, adică aveau răbdarea să parcur de lecții, așa cum e. Nu descoperesc bucuria asta. Și nu erau atât de interesat să facă matematică. Tu ai dorit să faci asta pentru că ți-ai fixat ca obiectiv ce? Să ia chiar să ajungi la olimpiadă. Deci ce știu? Nu mi-am fixat. Nu aveam în gând să ajung. Nu aveam în gând. Dar de toată așa cum deci urcând treaptă cu treaptă, din dorința de a descoperi și de a ști. Nu m-am gândit că o să stau aici. Da? Este un vis. Este super, cum spui. Aceste lucruri sunt magnifice. Dacă... Par rău, nu avem ocazia să facem o lecție acum, dar o să facem. Să facem o lecție la tablă, acolo, cum obișnuiam, am făcut cu Vlăduț. Ai văzut lecția cu Vlăduț seara. Sigur, aceste toate lucruri sunt un spectacol pe care aș vrea. Să-l poți duce acolo în sufletul tău, să poți atenționa. Te invit să bați la ușă. Ușile unor oameni de valoare, să-i poți convinge, spune, eu sunt cel care am stat de vorbă profesional, eu sunt cel care am învățat pe baza pe lecțiile lui. Haideți să facem la nivel național acest proiect. Eu sunt cel care și să dorm pe scările acelora. Adică cum? Stai și insiști cu un grup de copii, cu ce știi tu să faci, găsești oameni de valoare care pot să diferențeze educația. Hai să facem un pas, o lăsăm prof online pentru copiii moldoveni. Și merg mai departe. Cei de pe parte și pe alta, lucrurile pot fi uniți prin matematică, dar nu mai vorbitoare din limba română, ci și cei care le bază matematică în limba română. Hai să o facem așa. Sigur, internațional. Numai să spunem explicațiile nu sunt. Dar foarte mulți povesteau și comentariile sunt acolo când le vei vedea. Acum nu mi reușesc să învețe, chiar dacă nu știu limba. Pentru că își dau seama din informațiile care pun pe tablă, cam ce urmăresc eu. Da? Dar asta va fi o etapă următoare când vă face lecțiile, să spunem, dublate. Deci și în alte limbi. Dragul meu, mi-ai făcut o seară plăcută, am stat pe la putut stau de vorba seară, ai văzut și pe copiii mei din state, ai văzut pe fiica mea, a trebuit să plec, a trebuit să ajung să fac cu ea o discuție. În final, să spunem așa, a fost o... Exact. Dacă tu de centrulare, trebuie să mă mai trebuie în state, în Moldova. Să ajung de Moldova și cam ce data de exact. Deci, suntem în autocar, suntem în autocar,
trecut. Și iată, am zis să facem și un filmuleț de acesta. Vă mulțumesc, dragilor! El este tânărul Alexandru, care acum 3 ani, în clasa noua, m-a descoperit. M-ai sunat, stăteam de vorbă. Două locuri întâi la Olimpiadă. Este, da, pe Moldova, nu? Pe Chișinău, de aici, da? Și ai ajuns și chiar la faza recrutată. Sigur că trebuie multă muncă, tu și tu ești un copil, trebuie să te împarți în mai multe locuri ca să poți face față. Nu reușesc să mă... Da. Pe mine din cauza că trebuie să ajut pe alții. Asta, asta este. Deci nu poți să ți acorzi timpul tot necesar ții, pentru că trebuie să ajungi pe alții. Iată că am sunt în criză de timp, practic, din Olimpiada și nu am informat profesorii ca să ajung acolo. Unde ți-ai propus? Da, dar mai important e de jos care trebuie de ajutat. Extraordinar, extraordinar. Deci dragostea pentru a-ți ajuta pe seminul tău, pe cel de jur, este mai mare decât nevoia de a face tot performanța. Ideea este următoare, că dacă n-ați reușesc eu să iau loc, am în propun să am elevii mei. Extraordinar. Știi, asta mă gândesc. Te pun dragul de acolo.